Nu știu, Doamne, ce să mă mai fac. În fiecare zi jur să le fiu tuturora pe plac, da. Când gândesc despre toți mai duios, atunci îmi vine un gând fioros, îmi vine într-o furie zăludă să iau universul de coadă și să-l scutur așa ca să-mi tragă de ciudă. De pildă, o zi frumoasă. Plec. Să vii repede acasă, îmi spune bărbatul. Dar sigur, mă întorc într-o clipă. Și miliarde și miliarde de clipe s-au scurs într-o clipă. Am colindat prin văi și vâlcele, am ascultat gândurile mele și un taraf de țigani. Erau dragi, Doamne! Aș vrea să le dau o grămadă de bani. Am ghicit în colbul de petrumeac, în frunza de fag, în râul cu spume și într-o băltoacă curăme. Da, Doamne, sunt superbe. Ne învață urcușul pe brânci, în noroi și n-au nevoie de noi. Da, la răsplata ce l-ai oferit, Doamne, te-ai gândit? Pentru un prânz liniștit, copios, le agăți ca pe tâlhari cu capul în jos. Așa, așa, și cum spuneam. Iar am umblat și m-am îmbătat de mireasma veșmintelor mele. Făcusem din fiorele un tulpan. Numai coarnele îmi lipsau ca să fiu zeul Pan. Eram toată sânziene și puruiene și pășind istovită. Cântând teleleu, m-am întors într-o zi acasă la bărbatul meu. Pleci bagajul, fuga mare și te duci la cutare de unde ai venit. Da, poate că te-ai gândit bine să plec tocmai eu. O fi genul meu. Și spre mirare, iubitul meu soț îmi dă ultimatum de divorț pentru cinism, imoralitate, iubire în ilegalitate, părăsire de domiciliu și alte puncte înscrise în codul civil. M-am săturat, Doamne, m-am plictisit să tot dau rapoarte și de-aia am venit. Pentru că nu știu ce să fac. Te-am greșit, pământeanu. Ah, te-am greșit. Nici eu nu știu ce să mai fac. Te-am greșit. Ți-am pus două coaste de drac.